importante, să zic așa. De ce credeți că autoritățile au fost luate prin surprindere de acest val 3? Da, nu știu de ce acest cuvânt surprindere mai apare în spațiu public, deoarece noi am avertizat încă din luna noiembrie-decembrie anul trecut că în lunile februarie-martie ne vom confrunta cu un asemenea val 3. Am studiat datele din Europa, am văzut ce se întâmplă în Anglia, cum încet, încet această tulpină vine în Europa de vest și pătrunde în Europa de est. Și ați observat că în februarie-martie ne-a lovit și pe noi, într-adevăr. Noi suntem un județ care testăm, ați observat, masiv tot timpul și în condițiile astea am și descoperit, să spun, în fazele incipiente și cu toate astea ne confruntăm cu adversitate de cazuri grave. Cert este că pe lângă capacitatea de reacție de terapie intensivă, trebuie să ne mobilizăm și noi ne-am mobilizat pe plan local și în a creșterea numărului de paturi care au oxigen pe flux mediu și înalt, deoarece dacă la un pacient această tulpină agresivă la un subfenotip, să zic așa, de pacienți, dacă nu intervii cu oxigen în concentrații medii sau în alte, acei pacienți care sunt pe concentratorul de oxigen, acel concentrator portabil, devin din forme ușoare, moderate, direct în forme foarte severe, ce necesită terapie intensivă și atunci nu mai trec prin acest pas intermediar care pot să le salveze viața. Deci noi acum, strategia noastră pe plan local este să facem tot ce este posibil, să prindem formele de boală în fazele incipiente sau moderate, să nu mai mergem în terapie intensivă cu ele, acolo supraviețuirea este foarte redusă, plus că nu mai avem fizic locuri. Confirmați informația cum că tinerii, din ce în ce mai mulți tineri se prezintă la spitalele suport COVID și la secțiile de urgență, la spitalele de urgență cu forme grave ale bolii, neraportând faptul că sunt bolnavi și vin într-un stadiu avansat și complicat al bolii, din ce în ce mai mulți tineri? Da, noi asta am spus în urmă cu o lună jumătate, pentru că am observat tineri care acum le făceam evaluarea și aveau zero afectare pulmonară pe computer tomograf și în 7 zile, 8 zile aveau afectare 40-50%. Și într-adevăr sunt foarte mulți care se testează individual cu teste din farmacie, se autotratează acasă și fac automedicația și nu merg bine și ajung la noi în forme moderate și severe de boală. Aici sunt două categorii. Sunt unii care evoluează fulminant spre cazuri severe și sunt unii care nu și-au medicația corespunzătoare și evoluează fiind la noi în faze moderate, când mai putem să facem ceva. Bun, ce e de făcut cu acest fenomen? Repet, l-am enunțat, l-ați confirmat și dumneavoastră și colegii dumneavoastră de la București și din alte centre universitare. Cum se pot rezolva autoritățile situația, fenomenul? Repet, fenomenul, oamenii tineri, mulți dintre ei se testează cu teste rapide, văd că au COVID, stau acasă așteptând să treacă boala, între timp fac o formă severă, nu raportează la DSP, mulți se uită pe internet, copiază tot felul de scheme de tratament, nu vorbesc cu medicul de familie, n-au un medic curant, mulți nu au nici domiciliu stabil în respectiva localitate, nici nu au medic de familie, situații complicate, etc. Ce e de făcut? În primul rând, trebuie să începem cu ABC-ul pandemiei, testarea. Deci trebuie să realizeze teste. Realizând teste, indiferent că sunt sau nu declarate, găsim formele în fază incipientă. Pasul 2. În cazul în care acea persoană, chiar dacă nu s-a declarat, știe că are un test pozitiv, dar după câteva zile nu se simte bine, să sune la 112, să se declare că a făcut testul pozitiv și atunci o ambulanță îl va duce într-un centru de triaj unde îi se va face marcă de inflamație și evaluarea imagistică. Eu cred că aceasta e atitudinea cea mai corectă din punct de vedere medical. Bun, o întrebare tot așa tehnică care vizează spitalul pe care îl conduceți, apoi o discuție sau opinie pe lockdown și pe măsurile mai dure, care sunt deja discutate, nu facem un secret, se discută inclusiv despre carantinarea severă a capitalei României. Vreau să vă întreb apropo de secțiile ATI, că ele sunt subiectul de discuție deja de 3 zile, la ele se referea domnul Câțu că trebuie trimiși specialiști, niște echipe de control să vadă care este situația în fiecare spital. La Timișoara, domnule doctor, domnule profesor, știți să fi venit cineva de la Ministerul Sănătății sau din zona administrației centrale care să
vadă care este situația secțiilor ATI din oraș, de la spitale, de la dumneavoastră, de la alte spitale din oraș? La noi, Direcția de Sănătate Publică vine constant în secție terapie intensivă a Inspectorului de Sănătate Publică, vine constant să vadă gradul de ocupare al patrulor și dacă ceea ce declaram este conform cu realitatea. Pe de altă parte, doamna secretar de stat, Monica Alheimer, a fost la noi în urmă cu vreo, să nu greșesc, 3 săptămâni și i-am identificat problemele cu care ne confruntăm. Într-adevăr, noi ne așteptam să avem o capacitate de terapie intensivă, cum a fost declarată anul trecut, la 1600 de paturi, deci 1600. Tensiunea care am resimțit-o anul trecut la 1350-1400 de paturi, acum am resimțit-o la 1200. Semn că nu mai aveam capacitate de a răspunde pe terapie intensivă. Dacă noi până, să zic așa, acum o lună, o lună jumătate, luam cazuri din toată euroregiunea și din toată țara, am ajuns în posibilitatea să trimitem cazuri pentru că nu mai avem locuri unde să-i punem. Dar păi și unde ați trimis, de curiozitate, domnule doctor? Cred că am trimis la Târgu Mureș, ne-au ajutat colegii din Transilvania. Pe de altă parte, în ultimul timp am făcut eforturi împreună cu Spitalul Militar, cu colegii la Spitalul Județean, cu Spitalul Municipal, CFR-ul și cu spitalele suport din jurul localității, ca să creștem capacitatea de terapie intensivă și în curând vor fi deschise încă 10 paturi noi de terapie intensivă dedicate COVID adulți la Spitalul Militar. Trebuie să mai spunem că pe lângă aceste lucruri, de exemplu, Institutul de Boli Cardiovasculare de lângă noi are 4 de terapie COVID pentru pacienții care dezvoltă și forme acute cardiovasculare, cum de exemplu maternitatea are 4 de terapie intensivă COVID pentru gravidele COVID care trebuie să nască și au complicații. Deci noi acele 4 nu putem să le ocupăm pentru că sunt cu destinație specială și trebuie să trezim toată comunitatea. Și în același timp trebuie să fim foarte atenți și la patologia non-COVID, care sunt anumite afecțiuni acute care necesită terapie intensivă și în acea zonă. Dar ne-am văzut odată la 1504, credeam că avem de COVID și dintr-o dată ne-am dat seama și am văzut declarații în spațiu public, inclusiv a domnului secretar de stat Raed Arafat, în care a zis că avem aproape 1300 de paturi. Deci, într-un fel, vestea asta ne-a luat prin surprindere pentru că am ajuns. De exemplu, dacă capacitatea spitalului nostru este depășită și a colegilor din jurul nostru, noi apelăm la Consiliul Județ, la Comitetul Județean de Urgență de Criză, care distribuie pacientul în funcție de locurile libere. Dacă nu este niciun loc liber în județ sau în zonă, se apelează pasul următor la grupul de control național și acolo se vede unde va fi următorul pat liber aflat în zona noastră, în apropierea zonei noastre, unde am putea să trimitem. Ăștia sunt pași. La Timișoara mai sunt locuri libere la ATI pentru bolnavi COVID? Nu. Ok. Nu. Și dacă se întâmplă să aveți un caz, ce faceți? Spuneți una pe telefon și pe cine sunați? Sau deci, cum, care e procedura? Deci, în primul rând, ne-am organizat în interiorul spitalului nostru să facem anumite saloane de preterapie intensivă, ajutați cu anestezii și cu amutat o parte din echipamente. În al doilea rând, apelăm, dacă, Doamne ferește, se eliberează un pat, imediat intră un alt pacient în loc și apelăm, bineînțeles, la grupul național să ne ajute. Deci am ajuns să apelăm la colegii din alte județe ca să creeze aceste cazuri. Bun, cu dotarea materială stați bine, aveți măști, aveți toate echipamentele necesare? Da, nu am avut nicio clipă această problemă, pentru că, fiind și spital de profil, ne-am dotat corespunzător și în cantități suficiente. Bun, am văzut imagini în spitalele din București, dar cred că și în țară, cu bolnavi care stau cu măștile de oxigen pe holuri. Există asemenea cazuri la Timișoara? Nu a existat niciodată. Sperăm nici să nu ajungem acolo. Dar vreau să vă spun că, de exemplu, dacă înainte de pandemie, acum un an jumătate, consumam pe spital 10.000 de metri cubi pe lună, am ajuns astăzi, de exemplu, să consumăm media pe zi undeva la 7-8.000 de metri cubi pe zi. Deci dacă în urmă cu un an jumătate consumam 10.000 de metri cubi pe lună, acum consumăm 7-8.000 de metri cubi pe zi. Vă dați seama consumul la celelalte resurse. Să aveți grijă cu instalația electrică, acum mai în glumă, mai în serios. Apropo, este o mare temere și stăm toți, vă spun sincer, cu frică, pentru că consumul de oxigen este foarte mare, dar oxigenul face mai mult de jumătate din tratamentul acestor pacienți, dar ne-am luat măsuri de precauție și să fim preventivi. Sperăm să nu avem alte incidente cum au avut colegii noștri. Stelea Negra, dacă ai nelămuriri, apropo de... Da, am bucurat, dacă vrei să întrebi ceva pe domnul profesor.
Sigur. Dacă începe Sterian, dacă nu, pot să... Te rog, Dan. Să încep. Da, eu, pe mine mă frământă ideea aceasta de oamenilor care se testează acasă și care, evident, află că au boala și stau între patru pereți în liniște, fără să spună nimănui, sperând că totul trece de la zero. Și înțeleg că acest lucru, indirect, la un moment dat, creează o presiune pe secția ATI, fiindcă omul, în loc să meargă atunci când trebuie la medic, merge într-o stare gravă când vine ambulanța, îl ia de acasă și asta e viața, îl puneți direct pe aparate. Acum, întrebarea mea e primul către dumneavoastră ca specialist, dar iar s-ar îndrepta către cei care chiar guvernează și sunt la butoane acolo. Statul român nu ar trebui totuși să intensifice el însuși programele astea de testare în zone de risc, în zone problemă, în medii de risc, cum ar fi școlile și așa mai departe, ca să nu mai ajungă omul să intre pe internet să tasteze teste rapide sau ce testează să-l comande acasă și să vadă? Adică șansa n-ar fi totuși tot din partea statului, că pe oameni eu înțeleg de frică că stau acasă. Dar statul, ca să poată lua presiunea asta de pe sistemul sanitar, mă întreb. Cum ar trebui noastră? Dar nu vă pot răspunde numele politicii, eu sunt un tehnocrat, dar pot să vă spun un singur lucru. În comunitatea noastră am dat teste la spitale și la școli ca să testăm masiv și continuăm cu programul testare. Vă dați seama, sunt județe și într-adevăr, inclusiv noi suntem frustrați în Timiș pentru că de atâtea luni noi suntem în zona roșie, industria Horeca e la un pas de faliment și în alte zone unde nu se face niciun test sau se face un mini-minimorum, ies în zone verzi. Și am declarat-o public. Mi este greu să cred că COVID-ul s-a cantonat doar în județul Timiș. Și toți specialiștii internaționali au zis că testarea este primul pas și cel mai important prin a identifica aceste cazuri în formă incipientă, a izola, a întrerupe lanțul de transmitere intracomunitar și a interveni medical corespunzător în formele incipiente când putem să rezolvăm cazul fără sechele și fără alte tulburări grave. Pe partea cealaltă, ce ar trebui să facă statul, aici ar trebui să întrebați decidenții politici. Sterian, te rog, până ajungem și la domnul președinte Iohannis, care are o teorie interesantă, spune că acest val 3 va fi ultimul. Opinia mea, după ce am discutat cu mulți specialiști în ultima perioadă, este că nu va fi nici pe departe ultimul val. Dacă pot să fac o intervenție la dumneavoastră. Vă rog. Gripa spaniolă a avut 4 valuri, din câte știm eu, și probabil mai multe valuri, după aceea mai mici. Valul acesta 3 va fi cel mai agresiv, deoarece este această tulpină mutagenă și simptomele sunt foarte agresive într-un timp foarte scurt. Noi sperăm să treacă în 2-3 luni, maxim 4, și în același timp să mergem cu o campanie de vaccinare agresivă în continuare. O să mai urmeze și alte valuri, dar vor fi mult mai domoale și fără atât de mare presiune. Acum valul 3, spitalele pline. Pentru conformare, vă rog, adică să susțineți încă o dată ce a spus. Deci va fi cel mai agresiv val și va dura între 3 și 4 luni. 2-3 luni, maxim 4 luni. De ce? Pentru că agresivitatea acestei mutații dă simptome într-un timp foarte scurt, mai ales la tine. Considerăm și ați observat că și alți colegi în spațiu public au mers. Nu este oarecum elegant să vă folosesc declarație, dar acum 2 minute spuneați că dumneavoastră, colegii dumneavoastră și specialiștii au atras atenția încă din noiembrie și decembrie anului trecut că acest val 3 va veni peste România. E greu de înțeles ce au făcut cei de la Ministerul Sănătății, cei de la Guvern în această perioadă. Probabil că au împățit funcții, mă gândesc că și-au negociat diverse poziții. Domnul Voiculescu are 30 de consilieri personali, 30 are 2 echipe de fotbal și rezerve, Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății. De-am ajuns în situația ca aproape la sfârșitul lunii martie premierul Câțu să-i ceară un raport săptămânal, când de bună seamă trebuia acest raport săptămânal să fie dat de la începutul anului, odată cu intrarea în mandat din partea domnului Voiculescu. Haideți să vedem declarațiile președintelui Iohannis, care pare a fi mai optimist. Da? Optimist. A zis că acest val poate fi ultimul. Poate fi ultimul. Ne confruntăm din nou, din păcate, cu o etapă de creștere, vizibilă în numărul de infectări raportate zilnic
și presiunea din ce în ce mai mare pe secțiile de terapie intensivă. Acest nou val poate fi chiar ultimul, având în vedere că procesul de vaccinare este în plină desfășurare, este nevoie de responsabilitate și de un nou efort național acum. Nu putem renunța la prudență chiar acum. Singurele metode care au fost dovedite științific că pot stopa pandemia sunt măsurile restrictive și imunizarea unui număr semnificativ din populație. Stelian Negrea, sună bine, nu? Președinte ne spune ceea ce oarecum știm. Să avem grijă, să imunizăm, să vaccinăm, dar asta cu valul 3, nu, are dânsul, are niște consilieri? Înclin să cred că n-ar vorbi vorbe goale, domnul președinte, nu? Și că ar avea ceva informații, fie de pe plan intern, fie de la nivelul Uniunii Europene, dar face ceea ce trebuie să facă, adică îmbărbătează populația și să trecem peste acest val, că după cum vedem, suntem undeva la începutul ascensiunii, da? pe acest val și atunci e nevoie de îmbărbătare și de susținere din partea cotrocenului și l-am văzut că oferea două soluții, da? Măsurile restrictive, dar după cum am văzut la măsurile restrictive e un talmeș-balmeș și un haos generalizat, ca să spunem așa, și sunt multe întrebări din partea zonei de bun simț, ca să spunem așa, nu zona cioșoacă și genul ăla de antivacciniști și oameni care sunt oportuniști și profită. Nici nu introducem în dezbatere pentru că nu e cazul. Ok, zona aceea, să spunem, zona aceea de antivacciniști agresivi sunt, care sunt vor alții să... care fac audiență pe spatele operațiunii cioșoacă. Exact. Deci partea asta de măsuri restrictive trebuie suprapusă și trebuie gândită cu starea de tensiune care există în societate legată de aceste măsuri restrictive. Am fost acum câteva zile la tine în emisiune și domnul Dâncu, dincolo de faptul că e un PSD-ist, dânsul mai e și un sociolog. Și era unul dintre cei buni de pe piață și spunea că există o stare latentă de nemulțumire, de tensiune în societate generată de aceste măsuri restrictive. Nimeni nu prea mai e dispus să le accepte și, după cum spui, la tineri. Tinerii fac asta din indisciplină, înclin să cred eu, indisciplină. Faptul că le este pur și simplu faptul că sunt scoși din circuitul... Stelian, scuză-mă, indisciplină oarecum și o brumă de informație luată de pe internet, oarecum comunicată și de specialiști, cum că tinerii nu fac o formă gravă a bolii. Asta a fost și s-a împământenit ideea asta că, domnule, sunt tânăr, sunt activ, o să iau COVID, stau puțin acasă, fac puțină febră și scap. Ei bine, și ignoranță. Nu sunt chiar așa. Și ignoranță și un tip de informație care ne-a fost, plus, la urmă, livrată în perioada gândește-te aceasta. A versiune, uite, acum luăm, de exemplu, cazul Timișoare, dar un tânăr de acolo din zonă, să spunem așa, simte că ar avea ceva, nu știu, simptome, da? Îi simte la 7-8 zi, din păcate, după ce îi se blochează plămânii. Gândește-te, vede acum la televizor o realitate crudă, da? Nu mai sunt locuri la ATI. Da? E teama de spital, e viscerală teama asta în societatea rămasă și, în general, teama de spitalul public. Da? Și după aceea, când mai află că mai e trimis și undeva la un spital din afara arealului pe care el îl cunoaște, intervine și mai multă teamă care îl îndeamnă pe el să se autoimunizeze la... Vreau să pregătim materialul cu AstraZeneca, dar până atunci, domnule Oancea... Domnule Oancea, dacă îmi permiți, niște întrebări legate de... Toți discutăm acum de ATI, da? Să ne spună două, trei vorbe ce înseamnă ca și costuri aceste... că e foarte important, înțelegi? Nu tot lumea, suntem panicați cu toții și pe bună dreptate, nu mai avem locuri la ATI. Dar cât reprezintă costuri pentru un spital sau standard? Cât reprezintă un loc la ATI pentru un... Ce resurse trebuie să-i aloci din partea spitalului și cine ar fi trebuit să aloce resursele astea și cât timp? În cât timp se alocă resursele astea? Pentru că vedem, de exemplu, la nivel de Ministerul Sănătății, domnul Vlad Voiculescu, care, cum spui și tu, așteaptă Oscarul, mai bine vorba aia, știi? Mai bine lăsăm să aștepte Oscarul. Cum se alternează unul pentru la campionul, poate domnia sa îl câștigă și îi dăm pentru această odă închinată lui și unui alt ziargiu, îi dăm meritul pentru actorie, înțelegi? Dar pentru că avem nevoie de ministru al sănătății, da? Domnia sa a dat vina pe un funcționar de Ministerul Sănătății. Da? O doamnă... Nu sunt plătiți doctorii din centre de vaccinare. Domnule Oancea, vă rog dacă puteți să ne răspundeți la întrebarea lui Stelian Negre. Costurile, în primul rând, e resursa umană, care este din ce în ce mai obosită și se găsește din ce în ce mai greu.
și să creezi un asistent, nu vorbesc de medici de terapie intensivă, să creezi un asistent de terapie intensivă nu poți să-l creezi într-o săptămână sau într-o lună, trebuie foarte mult timp. În al doilea rând, sunt pacienți care stau 3-4 săptămâni, sunt pacienți care stau și 2 luni de zile. Depinde de procedura sau procedurile care se realizează pe fiecare pacient, câte kituri de a scoate acele citochine proinflamatoare se folosesc, câte plasmaferize, etc. Costurile variază foarte mult. Dar cert este că dintr-o unitate sanitară, terapia intensivă consumă resursele financiare cele mai multe. Ele sunt decontate pe de o parte din programul de terapie intensivă și acum așteptăm tot bugetul și pe de altă parte noi suntem decontați pe, să zic așa, pe cât cheltuim, asta e un lucru foarte bun, de către casele județene de asigurări. Dar terapia intensivă și ce ține de partea imagistică reprezintă costurile cele mai mari de îngrijire a acestor pacienți. Domnule Oancea, să facem o concluzie apropo de situația pandemică. Sunteți de opinia sau de părerea, vă cer părerea specialistului, că ar trebui să intrăm într-o logică de carantinare severă, cum s-a întâmplat acum un an de zile, în martie 2020, cel puțin pe zonele unde incidența și agresivitatea virusului este mare? Centrele urbane, capitala României, Timișoara, Clujul. Și în astea 2-3 luni de val 3, da, ce urmează să ne lovească, da, să aplicăm măsura de lockdown total. Adică măsura aia extremă, curajoasă. Ce opinie aveți? Uitați-vă, noi suntem în carantină în Timișoara și în localitățile periurbane. Și ne așteptăm, sperăm ca să atingem faza de platou în următoarele zile. Deja suntem aproape la 8.000 incidență. Carantinarea, știți cum oricine poate să-și facă o hârtie și să iasă afară din casă sau să-și facă aplicația de pe telefon. Cred că există doar carantinarea, ați folosit termenul de carantinare dură. Nu știu ce este aceea. Deci carantinarea conform legii și aici trebuie să ne bazăm pe sprijinul autorităților. Păi, suspendarea activităților economice, domnule Oancea, aproape în integralitate, lăsând doar serviciile esențiale. Asta ar înseamnă. Ce s-a întâmplat în martie-aprilie anul trecut? Lockdown total. Nu știu să vă răspund la aceste întrebări. De ce? Eu pot să vă răspund pe ramură de medicale. Cert este că cumva trebuie să... Adevărul este la mijloc. Nu putem nici să blocăm tot ce înseamnă economie și țara, pentru că vă dau un exemplu concret de astăzi. Am văzut un pacient care era cântăreț și l-am întrebat, domne, dar tu în această perioadă de carantinare de ăsta te-ai mai dus, ai mai cântat la petrecere, asta face domn doctor, da, și de acolo am luat și vă spun sincer că muream de foame, că nu puteam să-mi întrețin familia și au fost colegi de ale mei care și-au vândut instrumentele să-și poate să-și întreține familia. Deci, da, asta este o altă discuție. Da. Bun, în alte state, oamenii în Statele Unite primesc acea subvenție guvernamentală, fiecare cetățean american ne permite lucrul ăsta, 1000 și ceva de dolari pentru fiecare american în parte, da? Sau alte tipuri de ajutor. Viața reală este foarte cruntă și am ajuns să-l înțeleg pe acel om că murea de foame acasă. Deci, păi despre asta o să discutăm în continuare, mă scuzați că vreau să discutăm despre AstraZeneca. Doamna dr. Beatrice Mahler, vă spuneam, pune în discuție genul de întrebare care este pe buzele multora dintre noi și alegerea este de genul următor: ce este mai puțin riscant, să faci COVID-19 și să treci prin niște complicații și eventual să rămâi cu sechele dacă dezvolți o formă gravă a bolii, sau să te vaccinezi și să previi infecția, dar să accepți, evident, și să-ți asumi efectele secundare generate de vaccin, că este AstraZeneca sau de alte vaccinuri. Da? Asta este o întrebare și, cum spunea și domnul Ancea, cealaltă întrebare, să stai în casă, să te închizi, să te autoizolezi și practic să faci foamea, mai pe românește, impropriu spus, dar cam ăsta este adevărul, sau să ieși afară și să-ți asumi să te îmbolnăvești cu toate consecințele, sau să te vaccinezi și să aștepți alte tipuri de consecințe, cum ar fi efectele adverse. Haideți să vedem datele despre AstraZeneca. Vă spuneam că un institut, Centrul de fapt de boli infecțioase al Universității din Minnesota, a publicat un studiu. AstraZeneca nu protejează pentru tulpina sud-africană. Da? Au găsit specialiștii la această universitate lucrul acesta. Pe lângă cazurile de reacții adverse, AstraZeneca pare să aibă și alte probleme.
Vaccinul nu are o eficiență ridicată în privința noilor tulpini cele mai periculoase în momentul de față. Un studiu citat de New England Journal of Medicine a arătat că două doze de ser AstraZeneca au fost ineficiente împotriva infecțiilor ușoare până la moderate cu tulpina B1351. În cazurile grave nu a putut fi evaluat impactul. Specialiștii au cercetat siguranța și eficacitatea vaccinului AstraZeneca la adulți, cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani, care au primit fie două doze standard de vaccin, fie un placebo. Din cei 750 de participanți la studiu, 19 au dezvoltat o formă ușoară sau moderată de COVID-19 la mai mult de 14 zile după a doua doză, comparativ cu 23 din 717 pacienți cărora li s-a administrat placebo. Din cele 42 de cazuri totale de COVID-19, 39 au fost cauzate de tulpina sud-africană. Vaccinul AstraZeneca a avut practic o eficiență de doar 10,4%. Chiar dacă dezvoltarea vaccinurilor COVID-19 de a doua generație împotriva tulpinilor noi a început deja, singurele seruri care vor fi disponibile pentru restul anului sunt cele dezvoltate împotriva virusului original. În urmă cu câteva săptămâni, guvernul sud-african a întrerupt folosirea vaccinului AstraZeneca Oxford pentru a investiga rapoartele potrivit cărora acesta este ineficient. Africa de Sud a trecut la utilizarea vaccinului Johnson & Johnson pentru imunizarea lucrătorilor din domeniul sănătății. Domnule Oancea, este posibil ca cei care au dezvoltat reacții adverse la AstraZeneca să fi fost infectați cu tulpina britanică sau cu alte tulpini COVID ale coronavirusului? Până în acest moment, din datele pe care noi le știm, aceste trei vaccini, Pfizer, Moderna și Astra, acoperă tulpinile care sunt existente în Europa. Ce va fi în viitor? E clar că vor fi mutații ale virusurilor, este clar că vor apărea vaccinuri noi, cum este vaccinul, cum se face vaccinul gripal de la an la an în funcție de tulpinile care sunt circulante și trebuie să ne obișnuim cu vaccinarea împotriva acestor tulpini SARS-CoV-2. În acest moment, atât Agenția Europeană a Medicamentului cât și AstraZeneca, pentru tulpinile care circulă în Europa, vaccinurile sunt protective. Faptul că, da, sunt și reacții adverse, ne așteptăm la ele, au fost declarate și trebuie să continuăm vaccinarea în forță. Gândiți-vă dacă, când se descoperea penicilina, se oprea la câteva, se oprea vaccinarea și se renunța la penicilină. Și penicilina a salvat sute de milioane de vieți de când a fost descoperită. Bun, de ce credeți că țări cu sisteme de sănătate extrem de bine puse la punct, Germania, Austria, chiar și Italia, cu tot ce s-a întâmplat la începutul pandemiei în zona de nord a Italiei, Italia are un sistem de sănătate performant, toată lumea știe lucrul ăsta. De ce aceste țări au luat decizia, în opinia dumneavoastră, să suspende vaccinarea cu AstraZeneca și România, la mai puțin de 24 de ore, după duminică, după ce au confirmat autoritățile că au retras acel lot de 4.000 de vaccinuri din lotul AVB, da, italian, să spun așa, în 24 de ore a zis și domnul Câțu ieri că specialiștii au spus că totul e în regulă. Ce da, specialiști deciziile au? Se iau, deciziile în acest domeniu nu se iau la o emoție socială sau la unul sau două cazuri. Deciziile se iau pe evidențe, pe medicina bazată pe dovezi. Uitați-vă că Italia a reînceput, am înțeles din nou, vaccinarea cu AstraZeneca și acea necropsie la acel domn care a făcut tromboză s-a dovedit a fi că nu are cauzalitate cu vaccinarea. Cred că fiecare minut și fiecare clip este prețioasă în procesul de vaccinare. Uitați-vă la Israel, că s-a mobilizat fantastic și a ajuns acum să-și recapete viețile. Așa ar trebui să facem și noi. Pentru că dacă ne mobilizăm următoarele luni să vaccinăm în forță, cu câte doze avem, să nu pierdem nicio zi, atunci vom trece cu bine. Dacă vom opri chiar o săptămână, și ați observat că Agenția Europeană a Medicamentului, inclusiv AstraZeneca, a venit cu o clarificare în acest sens, în care recomandau că e vaccin sigur, gândiți-vă câte persoane putem să salvăm într-o săptămână sau în două săptămâni să vaccinăm. Eu cred că fiecare minut este prețios în acest proces. Sunt state care au luat o decizie bazată poate pe anumite influențe și politice și sociale. La noi decizia s-a luat din punct de vedere a medicinei bazate pe dovezi și felicit pe colegii din Comitetul de Vaccinare. Da, bun, în contextul ăsta cu valul 3, cu cele 3 luni, 2-3 luni
complicate care ne așteaptă în față, probabil până la începutul lunii iunie, da, cu acest val 3, cu o incidență, cu o creștere a numărului de cazuri, vom avea, nu trebuie să ne ascundem, mai mult de 10.000 de cazuri pe zi, cel mai probabil, dacă lucrurile nu vor fi ținute în frâu. Domnule, Oancea, Stelea Negrea, chiar Dan Bucura, tu te-ai vaccinat cu AstraZeneca, Stelea Negrea la fel cu acest vaccin, eu m-am vaccinat cu alt vaccin, cu Pfizer, domnul doctor probabil cu alt vaccin, dacă vrea să ne mărturisească, să ne spună lucrul ăsta. Da, vă mărturisesc, m-am vaccinat fiind spital de grad 0, ne-am vaccinat toți cu Pfizer. Cu Pfizer, dacă ok. Dacă exista posibilitatea, m-aș fi vaccinat și cu AstraZeneca și dacă în viitor, peste 8 sau 10 luni, trebuie să ne refacem vaccinul sau va fi disponibil al vaccin, mă voi vaccina cu vaccinul care va fi pe piață. Bun, dacă urmează 3-4 luni complicate, în ideea de a imuniza cât mai mult din populație și a proteja populația de acest val 3, da? De ce să nu acceptăm și alte tipuri de vaccinuri? Asta este provocarea și întrebarea. Să luăm din Federația Rusă, din China, vedem țări europene care fac lucrul ăsta, domnule Mancea. Atunci creștem capacitatea de vaccinare, aducem mai multe tipuri de vaccinuri și în astea 2-3 luni ajungem la câteva milioane bune, trecem de 5 milioane de români vaccinați. Deci noi, orice produs terapeutic care este aprobat de Agenția Europeană a medicamentului, îl putem folosi. Păi stați puțin că vaccinul rusesc nu este aprobat de Agenția Europeană și a fost administrat în Ungaria și cred că și în Polonia, cel chinezesc. Noi suntem o țară care urmează legislația europeană. Acest gen de întrebări puteți să le adresați ministrului de resort, dar din punctul meu de vedere ca și specialist, la legislația care este în România și legislația europeană, eu pot să folosesc un produs, că e medicament sau că este alt mijloc terapeutic, doar dacă este acreditat de Agenția Europeană a Medicamentului. Da, Bucura, cum vezi chestiunea asta? Să aducem cât mai multe vaccinuri? O să vină și Johnson & Johnson.